Orașul Pogoanele este așezat în Câmpia Română, în partea central-sudică a județului Buzău, în cadrul Câmpiei Bărăganului de Mijloc. Florin Dumitrașcu, primarul orașului, a făcut o retrospectivă a tuturor planurilor și reușitelor din ultimii ani. Au fost și împliniri multe, am avut și multe dezamăgiri. Este foarte greu să realizezi tot ce ți-ai propus. Sunt multe piedici în decursul, vorbesc despre 3 mandate, eu sunt din 2008 primar. Dar o bună parte din ceea ce mi-am propus am și realizat. În momentul când am ajuns primar, mi-am dorit din tot sufletul să fac cât mai multe lucruri bune pentru orașul meu, unde m-am născut, și zic eu că o bună parte am reușit să le realizez. Nu în totalitate, dar o bună parte le-am realizat. Și dacă vorbim, de exemplu, despre infrastructură, în momentul când am devenit primar, în Pogoane erau asfaltate decât arterele principale, restul străzilor erau macadam cu pietruite și cu foarte multe gropi. La ora actuală, cred că am reușit să asfaltăm aproape 90% din tot ce înseamnă orașul Pogoane, satul Căldărești, și astăzi, în momentul în care vorbim, se lucrează, se asfaltează. Am reușit să înființăm trotuare și cred că vorbesc de aproximativ 20 de kilometri de străzi asfaltate și câțiva kilometri de trotuare. Am reușit de asemenea să introducem un sistem performant de alimentare cu apă, canalizare, stație de tratare a apei, stație de epurare. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 19 milioane de euro, sumă destul de consistentă. Și iată că la ora actuală avem apă, avem canalizare, avem apă în satul Căldărești. Primarul a mai adăugat că pe parcursul celor 3 mandate a reușit să atragă peste 1500 de miliarde în investițiile făcute pentru orașul Pogoanele. Cu toate acestea, mai sunt foarte mult de făcut. Încă localitatea nu arată cum ar trebui. S-a schimbat, într-adevăr, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Am reușit și în zona blocurilor să facem o investiție, o sistematizare. Acolo erau la fel noroaie, era urât. Acum avem toare, avem spații verzi, avem un loc de joacă pentru copii, frumos amenajat. Am schimbat și acea zonă. Dacă vorbim despre învățământ, în decursul anilor de mandat am reușit să construim 2 grădinițe noi în orașul Pogoanele. Fostele grădinițe funcționau în niște locații total necorespunzătoare. Acum avem 2 grădinițe foarte frumoase, unde învață copiii noștri. Am reușit să construim o școală nouă în satul Căldărești. Cei care au văzut-o au spus că este cam cea mai frumoasă din județ. Între timp s-a dat startul lucrărilor pentru o nouă grădiniță în satul Căldărești. Am reușit să reabilităm casa de cultură. Lucrarea nu este finalizată, cred că este jur la 80%, dar antreprenorul care a lucrat la această casă de cultură, din ce am înțeles, a falimentat și acum la Compania Națională de Investiții este o procedură prin care se ține o nouă licitație și o să avem un alt antreprenor care o să continue lucrarea, dar, repet, în jur de 80% este finalizată, asta pe partea de cultură și recreere. Mai avem, de asemenea, nu ca proiect, e deja în faza de licitație, acum se află în faza de evaluare a ofertelor, un teren sintetic pentru fotbal și tenis de câmp, un teren care, după părerea mea, va fi foarte frumos, dotat cu tribune, cu nocturnă, cu vestiare, cu dușuri, unde tinerii noștri să aibă posibilitatea să facă sport. În urmă cu aproximativ un an mi s-a aprobat un proiect prin fonduri europene, prin programul operațional regional, care cuprindea construirea 2 blocuri de locuințe sociale, blocuri care însumează câte știu 36 de apartamente, prevăzute cu parcare, cu spații verzi, vor fi foarte reușite după părerea mea, pe care o să le închiriem la prețuri modice persoanelor care nu au locuințe. Criteriile de acordare a lor, de închiriere,
le vor stabili ulterior în Consiliul Local. Lucrarea abia a început, este la stadiul de fundație. Termenul de realizare este 2022. Tot prin acest proiect european, un proiect în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, așa cum spuneam și anterior, s-au investit mulți bani la pogoane, nu prea se vede pentru că sunt și multe de făcut și noi am muncit pe brânci. Din momentul în care începi un proiect până când îl implementezi, durează 3-4 ani. Și asta înseamnă munți, sași întregi de hârtie pe care trebuie să-i... Este foarte greu, sunt și multe piedici, birocrația la noi în România încă este la un nivel foarte ridicat, ne lovim de foarte multe probleme, atunci când trebuie să mergem să luăm avize, este foarte greu. Da, deci sunt două centre socioculturale, unul în satul Căldărești este finalizat, aproape finalizat, 90% și unul în Pogoanele s-a pregătit terenul pentru începerea construcției acestui centru sociocultural. Primarul ne-a vorbit și despre piața agroalimentară, dar și alte investiții făcute în ultimii ani. Arăta foarte rău, acum e relativ modernă, pot să spun. Am reușit construirea unui pod peste râul Hălmățui. Era necesar pentru crescătorii de animale care duc animalele pe acea pășune. Am sprijinit și școlile și liceele din localitate prin alocarea unor sume pentru reparații. Tot pentru a veni în sprijinul cetățenilor, am achiziționat un buldo-escavator care actualmente deservește locuitorii din localitatea noastră. De asemenea, am achiziționat o auto specială de pompieri. Abia mâna era depășită și fizic și moral, nu mai vedeam folosit. Am reușit să achiziționăm una cu tot special de pompieri mult mai bună. Un microbus școlar care să transporte elevii la școală, de la școală, acasă și invers. Și încă un utilaj pentru dezăpezire, prevăzut cu lamă și cu sărăriță pentru împrăștierea materialului antiderapant. Primarul a reușit să implementeze și o serie de proiecte pentru siguranța locuitorilor localității. În urmă cu aproape 6 ani să schimbăm tot sistemul de iluminat public, mai precis am schimbat toate lămpile, am cumpărat lămpi performante cu o garanție de 5 ani, iată sunt aproape 6 ani și nu am avut niciuna defectă. Deci la capitolul iluminat public cred că stăm destul de bine. De asemenea, pentru siguranța cetățenilor am achiziționat un număr de 32 de camere de supraveghere care sunt montate în principale intersecții din Pogoanele și din satul Căldărești și cred eu că au dovedit a fi benefice. Vreau să vă spun că am reușit să prindem și hoți cu ele. Primarul a explicat și cum vede viitorul orașului Pogoanele și care sunt strategiile de dezvoltare. În viitorul foarte apropiat vreau să termin tot ce înseamnă asfalt și trotuare acolo unde le putem face. După care să trecem la o sistematizare și la o înfrumusețare a orașului, plantarea de arbori, gazon, borduri. Chiar cred că în luna septembrie o să înceapă o lucrare în zona centrală pe Nicolae Bălcescu de înființare trotuare, pentru că în urma introducerii coloanelor de apă și canalizare s-au deteriorat. Vrem practic să avem tot orașul asfaltat, să avem trotuare, să avem spații verzi, să avem copaci, dar mai este de lucru, asta probabil într-un an se va rezolva după părerea mea. După aceea mai avem un proiect, două investiții majore care într-adevăr ar schimba calitatea vieții în Pogoanele. Poate cele mai mari și cele mai bune investiții pe care le putem realiza. Investiții care, după părerea mea, sunt realizabile și eu cred că le voi putea duce până la capăt. Este vorba de introducerea rețelei de gaze naturale. Treaba asta cu gaze naturale este o promisiune a tuturor primarilor de la Revoluție. Toată lumea introduce gaze naturale. Eu am să vă spun cum au stat lucrurile până acum. Într-adevăr, până anul trecut, nu puteam primi bani, fonduri, pentru a introduce gaze naturale. Din următorul motiv, Uniunea Europeană nu acorda fonduri pentru așa ceva, deci era subiect tabu, nu puteai depune, și nici statul român. Începând de anul acesta, de fapt, din câte știu acum se lucrează la ghidul solicitantului, se vor acorda fonduri și pentru așa ceva. În acest sens, noi ne-am unit mai multe localități, împreună cu Consiliul Județean,
și am constituit o asociație de dezvoltare intercomunitară, se numește ProGaz 2018, al cărei vicepreședinte sunt eu. La ora actuală suntem la stadiul de scriere a proiectului, se scrie proiectul. În momentul în care se va aproba și noi avem certitudinea că se va aproba acest proiect, localitățile care fac parte din această asociație vor beneficia în trei etape și mai concret. Cele care sunt cele mai apropiate de conducte magistrale în prima etapă, următoarea etapă, celelalte care sunt mai departe și cele care sunt cele mai îndepărtate în a treia etapă. Pogoanele este în prima etapă pentru că avem conducta la 5 km de noi. Așa cum spuneam, sunt și vicepreședintele acestei asociații și am certitudinea că în 2, maxim 3 ani o să avem gaze naturale la pogoanele. Un al doilea proiect major, unde se lucrează și aici de vreo 5 ani, este vorba de construirea unui parc eolian cu turbine eoliene. Este o asociere în participațiune a primăriei orașului Pogoanele cu un fond de investiții olandez. Este vorba de aproximativ 30 de turbine eoliene. Dacă reușim să implementăm acest proiect cu turbine eoliene, ar însemna pentru noi, pentru localitatea noastră, foarte mulți bani la buget. Foarte mulți bani. La ora actuală, Consiliul Local al orașului Pogoanele nu prea are ce împărți. Tot ce vă spun eu, ce v-am enumerat, realizări sunt făcute prin proiecte. S-au scris proiecte, s-au depus, s-au urmărit și le-am dus până la capăt. Dar bani la noi sunt mai mult din taxe și impozite, îi folosim pentru cheltuieli de funcționare, pentru mici reparații. Proiecte majore nu putem pentru că nu avem bani. În cazul în care ducem până la capăt acest proiect cu turbine eoliene, vorbim de foarte mulți bani care vor fi la dispoziția Consiliului Local și putem face, îi dirijăm în modul cel mai eficient, ca să spun. Marea mea dezamăgire, și am o dezamăgire foarte mare, este că nu am reușit să reînființez spitalul de la Pogoanele, care a fost desfințat în 2002. În acest sens, am întocmit un proiect, l-am depus la Ministerul Dezvoltării, nu mi s-a aprobat. Am făcut foarte multe drumuri, foarte multe demersuri. Nu am reușit, pentru că politica națională în domeniul sănătății este aceea de a se construi mari spitale regionale, iar orașele mici nu beneficiază de fonduri pentru așa ceva. Ca și Pogoanele, mai sunt în România peste 200 ceva de orașe, chiar mai mari decât Pogoanele, unele cu 20.000 de locuitori, care sunt în aceeași situație. Eu sunt în comitetul director al Asociației Orașelor din România și acum ne întâlnim cu toți primarii de orașe din România și discutăm diverse probleme, printre care și problema spitalelor. Deocamdată nimeni în România nu a reușit să reînființeze un spital. Cât mi-am dorit eu. Mi-aduc aminte că în campania trecută am promis cetățenilor că mă voi zbate și le cer scuze cu acest prilej dacă mă urmăresc. Nu am reușit să duc până la capăt acest proiect. Dar mă voi zbate în continuare. Sperăm ca politica națională să se schimbe și în acest domeniu. Noi avem proiectul pregătit, doar o să-l actualizăm cu noile prețuri și o să-l updatăm, ca să zic așa, după care o să-l redepunem. Repet, este marea mea dezamăgire că nu am reușit să rezolv problema cu spitalul. Avem speranțe că odată cu introducerea rețelei de gaze naturale să ne fie mult mai ușor să aducem investitori. Și pentru mine este un deziderat și mi-aș dori foarte, foarte mult, pentru că cetățenii, atunci când mă întâlnesc cu dânșii, asta este prima întrebare, investitori. Ori nu pot să-i mint că noi am încercat orice variantă, nu ai cum să-i aduci, nu ai ce trebuie, nu aveam apă, nu aveam canalizare, nu avem gaze. Acum, dacă o să reușim și problema aceasta, sper să avem și investitori și cetățenii noștri să trăiască mai bine.